îmi dau și șapca jos că vorbim despre Marea Unire. Cine nu interesează pe nimeni știrea, dar am zis așa să vorbim și un pic despre Unire, un 2-3 minute. Domnul pe care îl vedeți în imagine se intitulează Samoilă Mârza. De ce l-am adus în fața ochilor dumneavoastră? Pentru că dacă nu era dumnealui, n-aveam nicio poză de la Marea Unire. Se știe că de la Marea Unire, de la 1918, din interior, de acolo unde au fost șmecherii și au semnat, nu există nicio poză și nici nu o să fie vreodată. De ce? Pentru că ei au arvunit un băiat de origine germană, vino mă să ne fac niște poze, ăla a dormit și n-a mai venit. A, bă, tu te dai și cu Unirea voastră. Domnul Bach! Asta este povestea adevărată. Da. Deci, neamțul n-a fost neamț întotdeauna. Ce aveți, bă, băi, acolo? Unirea venit ăștia 100 de mii. Hai, bă, du-te de aici, poate să-ți acum cața. N-a venit fotograf. N-a venit fotograf oficial. Bun. Era la o nuntă, la un botez, la ceva. Domnul, acum lăsând bășcălia la o parte, fusese pe front, venise cu 4 zile înainte. Deci ăsta a ajuns săracul acasă la finalul lui noiembrie, da? Și era cu ăla, cu buhaiul după el, cu trepiedul, cu nu știu ce. Da. Da? Și a zis, bă, ăla n-a mai venit, du-te mă revedești cu niște poze la oamenii ei. Da. El era din Galtiu, sau din Galtiu, cum ziceau oamenii pe atunci. A făcut niște poze la fetele din sat. Na, românul tot român. Păi era venit de pe front, na, logic. Nu mai văzuse. Samoilă. Samoilă, dar ce băiat. Așa. Așa, a făcut poze la aia care mergeau cu la Marea Unire cu tare, după care s-a dus acolo la Unire. Când a dat să intre înăuntru, vorbesc foarte serios, i-au întrebat, acreditare aveți? Ce să fie? Păi ce vrei? Acum? Da, păi ce vrei, Steaua Dinamo, a zis la Gimbă 2. Ba, acreditare ai, da sau nu? Erau acolo toți oamenii pe care cunoscuți, nea Fane Cicio Pop, nea Alexandru Vaida Voivod, nea Iuliu Maniu Tânăr, ălălaltul, episcopul greco-romano-catolico, cum mai era el, Hosu, cu domnul Aurel Vlad, cu toți ăștia care au făcut Unirea. Da. Băi, ești Goldiș de Muncă. Da. Și nea Fane Goldiș, el bătea la ușe, băi, eu-s băiat fotograful, acreditarea în geam. N-am, bre, afar. Domnule, să intru să fac o poză, că rămâne în istorie. Hai mă, dă-i drumul de aici. Și l-au gonit. Ei au semnat așa, el săracul s-a dus afară, i-a prins pe aia, care mai era un țăran. Deci pozele sunt numai de afară. A făcut 5 poze. Am înțeles. 5 poze. Toate în manualul de istorie. Și toate, da, asta... A zis, domnule, am mai avut unele, da, dar le-am vândut că nu mai aveam ce să-mi câștig existența pe la 1900, a zis. Da, și el a dat, informație. Da, s-a dus săracul, a trăit până prin 67, nu știu ce. L-au mai întrebat și băieții de la securitate, mă, dar tu pozele alea, ce-ai făcut cu ele, cu tăbările, poze de la Unire, lasă să știm și noi de ele. Da, n-am decât 5. De atunci că o să ajungă manualele de istorie, eu cred că altfel... Da, da, Flavie.